Salutare, prieteni! Dacă aveți probleme cu ștergătoarele la Renault Megane 2 și problema nu se află în siguranța care se află în acest locaș, în această cutie, este o siguranță de 25 de amperi. În cazul meu, această siguranță este bună. Am desfăcut grila de sub parbriz de la ștergătoare și am verificat un multimetru dacă îmi vine tensiune la motoraj. Tensiune vine. Acum voi desface ansamblul de ștergătoare să verific starea motorașului, să văd dacă nu este cumva înțepenit. Am demontat motorașul. Se pare că tija care acționează brațele ștergătoarelor, de fapt tijele și axurile de la ștergătoare, funcționează destul de ușor. În schimb, motorașul pare înțepenit pe ax. Îl voi desface. Voi desface acest capac să văd dacă îl pot degripa. Am reușit să desfac motorașul. Se pare că nu axul este blocat, pur și simplu blocat este motorașul în interior. Îl alimentez pe aceste trei contacte și nu se învârte deloc. Voi încerca să-l decapsulez de aici, să văd ce se întâmplă mai departe, dacă nu va trebui înlocuit acest motoraș. Puteți observa cum arată motorașul în interior. După părerea mea, era imposibil ca acesta să funcționeze. Voi curăța tot ce se găsește aici, după care îl voi pune la loc și să sperăm că va merge. Blacky! A scos rotorul de pe stator. Acesta, după cum puteți observa, era foarte ruginit. Am reușit să îl scot în menghină. Se pare că aici intră foarte multă apă și în timp s-a înțepenit, a ruginit. Am curățat rotorul cât am putut eu de bine. După cum puteți observa, nu are rugină. La fel și interiorul, motorul unde vine statorul, magneții de la stator și platoul cu cărbuni. Acum voi unge cu puțină vaselină și voi monta motorașul la loc, sperând că acesta va funcționa. Am montat tot motorașul la loc, l-am alimentat ca să-i fac o probă, se pare că merge, funcționează cum trebuie. După cum puteți observa, mai departe voi continua cu montarea acestor tije de la ștergătoare.
și punerea, montarea ansamblului la locul lui. Am montat ansamblul de ștergătoare la locul lui. Înainte de a pune grila și brațele ștergătoarelor, voi mai face o probă, plus că trebuie să pun pe ștergătoarele pe poziția de jos. Observa, funcționează chiar foarte silențios. Acum le voi opri. Ok. Sunt pe poziția în care pot monta brațele ștergătoarelor. Voi continua cu montarea grilei și a ștergătoarelor. Toate componentele au fost montate la locul lor. Grila și ștergătoarele. A venit timpul să facem o probă finală. Se pare că funcționează cum trebuie. Ok. Deci, în concluzie, la Renault Megane 2, dacă aveți probleme cu ștergătoarele de la parbriz din față și siguranța din această cutie nu este arsă, atunci mai mult ca sigur aveți o problemă cu motorașul de la ștergătoare. În cazul de față eu am reușit să-l curăț și l-am readus la viață. Posibil în alte situații să nu meargă făcută această reparație.